Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori și dragi prieteni care urmăriți emisiunea Cafeneaua Spirituală pe internet. Astăzi o să vorbim despre o temă care s-a discutat foarte mult de-a lungul istoriei umanității, dacă destinul este implacabil sau, cu alte cuvinte, dacă ne putem hotărâ soarta singuri sau nu. Și pentru aceasta am invitat să facem împreună emisiunea pe o doamnă care, cu toate că ne cunoaștem de vreo 8 ani, este pentru prima oară invitată la emisiunea pe care o realizez eu și o cunoașteți foarte mulți din cauza că ea prezintă, deci este redactor la televiziunea Topal și o să vorbim împreună despre acest subiect. Îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele. Și eu mulțumesc pentru că am onoarea de a fi invitată la această emisiune. Tema este, într-adevăr, una, aș putea spune, controversată, pentru că sunt foarte multe persoane care consideră că destinul este, cum să spunem, stabilit de la naștere. Dar tot la fel, foarte multe persoane cred că destinul ne-l facem în fiecare zi, pas cu pas, în fiecare moment al vieții noastre, de fapt și de drept, în funcție de ceea ce alegem să facem. Pentru că în fiecare moment al vieții noastre suntem într-o, să spunem, răscruce. Putem alege să facem un anumit lucru în mai multe moduri. Și cred că în funcție de modul în care alegem să facem acel lucru, ne este, să spun așa, dirijată și soarta. Da, până acum, deci în ziua de azi, sunt tot mai multe persoane care cred că destinul se poate fi schimbat, poate fi modificat. Cu siguranță există niște predispoziții, ca la boli, să spunem, ca la, atunci, în sunt domeniul sănătății. Sunt niște tipare după care ne comportăm. Cu siguranță, dacă da. Dacă ne schimbăm, putem să ne schimbăm și destinul. În momentul în care ajungem într-o situație de a alege, așa cum ați spus, avem niște tipare, avem niște predispoziții, avem niște chestiuni probabil genetice care ne împing la un anumit lucru. Dacă noi conștientizăm faptul că putem alege și altceva decât ceea ce ne este predestinat, să spunem, cu siguranță, nu probabil, cu siguranță schimbăm și destinul. Eu n-aș spune genetice, pentru că Bruce Lipton, care a venit cu noua biologie, spune că nu depinde de gene, ci genele pot fi influențate și ele de către gânduri, de către minte. Cu siguranță. Cred la un moment dat că există un timp zero, când conștientizăm exact pentru ce am venit în lumea asta, care ne este menirea și ce vrem să facem efectiv cu viața noastră în funcție de menirea pe care noi o descoperim sau, să spun așa, cum să spunem, comanda pe care o avem, ceea ce ne-am, nu neapărat că ne-am propus noi, dar divinitatea a hotărât ca noi să venim pe pământ pentru respectivul lucru. Deci sunt mai multe moduri în care putem privi acest subiect. Așa, dar am zis în felul următor, ca să-mi duc ideea la sfârșit. Dacă binele, deci binele, din momentul acela, T0, dacă binele ar fi obiectivul principal în fiecare acțiune a vieții noastre, cu siguranță că și consecințele sunt pe măsură. Dar binele să-l facem nu pentru noi, nu pentru, știu eu, comunitatea, biserica sau pentru Dumnezeu, ci pur și simplu să fie parte a activității și a vieții noastre. Facem binele necondiționat, pentru oricine, pentru tot, în toate acțiunile noastre. Și în momentul respectiv, deci indiferent de acțiune, dacă eu fac bine, înapoi, conform legii rezonanței. Conform legii rezonanței, primesc tot bine. Da. Acum, ce spune dicționarul? În dicționar nu se face deosebire între soartă și destin, pe când unele curente, poate filozofice, fac. Nu știu, există da, sunt care soartă? Fac deosebire între soartă. Unii spun că destinul este predestinat de către ori sufletul și alege când vine pe pământ, ori
Dumnezeu stabilește, de spiritul, eu nostru superior, care stabilește o anumită anumite evenimente care să ne ducă spre evoluția noastră personală. Cu siguranță toți avem ceva de plătit. Da. Probabil. De-aia am ales familia. Așa, da. De cei care cred în karmă sau așa. Cu siguranță avem ceva de, nu neapărat polițe, dar avem, cum se spune, păcatul strămoșesc. Avem niște tare în momentul în care am venit în lumea asta. Ei, acum, fie datorită reîncarnării, fie unii spun că datorită strămoșilor noștri sau părinților. Sau, da? Da, asta e în funcție să spunem, curentul unde ne învârtim fiecare dintre noi. Pentru că sunt în funcție de fiecare biserică în parte. Deci în funcție de religii, în funcție de filozofii, în funcție de maestri care spun... Avem și influențele. Da, sunt anumiți maestri spirituali care spun lucruri deosebite în legătură cu asta. Dar ce voiam să spun? Tot în dicționar se spune că destinul este hotărât de către o forță supranaturală care determină în mod fatal și irevocabil să se întâmple lucrurile în viața noastră. La un moment dat consider că viața se termină chiar într-un moment în care nu noi hotărâm, ci divinitatea, ci Dumnezeu sau creatorul sau cel care ne-a făcut. Da. Tot ceea ce există are în sfârșit, nu? Chiar și... Ăla este momentul care consider eu că nu ne-l putem influența decât doar dacă ne suplimentăm în nemirea pentru asta care este, venim. Eu zic că și momentul ăsta este mai apropiat sau mai îndepărtat în funcție de ceea ce facem noastre noi, sau gândurile noastre. Da. Păi în momentul în care ne schimbăm soarta, ca să spunem așa, ne transformăm un pic, ne facem din buni în mai buni, da? Nu spunem că din răi buni, din buni cum suntem și cum am venit pe pământ, ne facem mai buni. E, cu siguranță Dumnezeu ne mai suplimentează acolo ceea ce avem de făcut. Da. Nu, acum, conform credințelor care sunt așa, sunt mai multe păreri. Unii spun că destinul nostru este hotărât la naștere de către Dumnezeu sau de către ursitoare, anumite ființe supranaturale, sau de către, cum am spus, de către suflet care spune că vine pe pământ să-și trăiască anumite experiențe pe care nu le-a trăit în alte vieți, care cred în teoria reîncarnării, sau de astrologi care spun că conjuncțiile astrale ne hotărăsc viața noastră. Cred că dacă nu ne trezim, mergem în funcție de drumul acela care ne-a fost croit. Dar dacă ne trezim, conștientizăm, știu eu, calea, o conștientizăm. Și probabil că există o anumită dreptate și acolo. Da. Acum, ceea ce spuneai, că noi ne hotărâm viața, asta este și părerea religiei noastre, ortodoxă, spune că destinul nu este implacabil, ci că noi ne hotărâm soarta prin acțiunile, prin faptele noastre. Păi este și o vorbă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, trebuie să mai faci și tu o acțiune, nu? Ca să... Și chiar este un citat din Deuteronom, care spune că, iată, în această zi ți-am pus înainte viața și moartea, binele și rău, binecuvântarea și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Deci dacă noi facem fapte bune și trăim în iubire, trăim și noi și urmașii noștri, bineînțeles, după educația care se primească de la noi. E foarte mult. Dar și fizica, da, și fizica cuantică, deci în zilele noastre fizica cuantică spune că în orice moment noi ne putem alege un anumit drum sau altul în funcție de ceea ce facem, de ceea ce gândim. Deci putem în fiecare moment putem alege. Și gândirea, nu degeaba se spune de foarte multe ori că trebuie să gândim pozitiv. Mulți râd de chestiunea asta. Dar mie îmi vine să zâmbesc când aud de lucrul ăsta. Știi de ce? Pentru că sunt mulți care spun că gândesc pozitiv, dar gândirea nu vine numai din conștient, vine din subconștient, din credințele care le avem. Și atunci, dacă tu ai fost învățat, ai fost educat să te gândești întâi la rău, nu poți să te gândești la bine. Deci trebuie o transformare care durează. Așa e, dar răul acesta trebuie introdus într-o ecuație, da? Pentru că trebuie luat în seamă, dar nu pus pe primul loc.
Da? Pentru că noi trebuie să acționăm în funcție de, și de piedicile care ne-ar putea intra în cale. E, dacă eu nu cunosc piedicile respective, nu pot să acționez sau nu știu cum să acționez și s-ar putea să mă duc chiar în cap. E, dacă ne modificăm gândirea, da? Deci lucrăm foarte mult, trebuie să lucrăm foarte mult cu noi pentru a pentru ca primul gând să fie cel pozitiv. Trebuie deci să pentru lucrăm a deveni conștienți, atenți. Da, în fiecare moment. Să fim atenți la ceea ce gândim. Da. Dar asta spun că putem să ne modificăm și gândurile. Uitați de fiecare dată când avem o chestiune foarte grea, ni se pune în față să facem o alegere, să luăm o decizie. O decizie foarte grea. Ați observat că spunem nu. Nu putem spune în momentul acesta aș vrea să amânăm puțin această decizie, deci afirmația să fie pozitivă, nu să nu spun nu. Chiar dacă nu e pozitiv în totalitate, dar să nu spui nu. Ai. Da. În momentul de față aș vrea să amân un pic luarea deciziei, să studiez problema, să... Așa putem începe. Da. Dar profețiile care s-au făcut... Deci este o carte, Efectul Isaia, care ți-am recomandat-o, nu știu dacă ai avut timp să citești. Am citit câteva da? Pagini, dar recunosc că activitățile da. M-au luat da. Ca un tăvăluc așa deci și n-am s-au descoperit printre documentele de la Marea Moartă din 1946 o carte, cartea lui Isaia, care este singur manuscris în stare completă, celelalte sunt numai fragmente, și care spune că orice profeție, deci profețiile încep, sunt de două feluri. Sunt profeții care au o viziune, încep cu o viziune sumbră asupra viitorului, apocalipsă, distrugere și așa, iar după aceea, imediat, vorbesc despre o vreme... Sau o lume nouă. O lume nouă, o lume a binelui, o lume a păcii și a vindecării și... Concluzia trasă de către scriitorul cărții Greg Braden, care este și un spiritualist, ca să-i spun așa, de studiază în mod științific toate fenomenele astea, el spune că din această cauză sunt profețiile și așa și așa, pentru că cel care fac profețiile știe că ele se pot schimba. Da. Deci nu este niciodată o profeție stabilită dinainte, bătută în cuie, pentru că se poate schimba. Acum, de asta sunt atâtea profeții care s-au făcut și profețiile ultimele care au fost în legătură cu 2012 da. Și altele care nu s-a adeverit niciuna. Probabil că s-a modificat energia la nivel planetar. Poate Dumnezeu păi noi, a zis noi am că modificat-o nu prin merităm felul, să prin fel, murim. Nu, prin felul cum ne-am transformat noi, pentru că din ce în ce mai multă lume a început transformarea asta. Deci a apărut... Deci, în primul rând, lumea a devenit mai inteligentă. Și fiind mai inteligentă, începe să gândească în mod diferit față de cum ce gândea până acum. Ce bine ar acum, fi nu? Dacă ar fi așa. Dar din ce în ce mai mulți inteligența să ducă și la mult bine, pentru că observăm că da. La un moment dat inteligența este folosită și în, și în scopuri destructive. Da. Ne uităm la tot felul de arme care apar, tot felul de droguri care apar, din ce în ce mai complicate și mai... Tare bine ar fi dacă evoluția aceasta ar duce mai mult. Dar probabil că a dus... Atunci când Doamne a tras linie, a zis, bun, dăm pe plus. Dar el ne-a dat liberul arbitru. Ne-a dat liberul arbitru, și, dar a creat legile în așa fel ca noi să mergem spre evoluția noastră, nu înapoi, nu spre regres. Deci noi mergem tot timpul, pentru că suntem într-un fel și, deci cum spuneam înainte, că destinul este stabilit de către divinitate care ne îndeamnă, adică ne duce pe drumul evoluției noastre. Și nu ne putem opune evoluției, dar totuși putem să ne schimbăm soarta dacă ne îmbolnăvim sau schimbându-ne noi. Da, da, și boala la un moment dat este tot spre binele nostru. Odată e tot spre binele nostru, dar e și o consecință a greșelilor pe care le tot facem. Nu? Da.
să zic așa, domne, ne trimite pe o cale, da? Noi tot dăm pe alături. Da. La un moment dat o corecție trebuie să existe. Da. Dar de ce ar vrea Dumnezeu evoluția noastră și nu ne lasă așa cum suntem? Și ce înseamnă această evoluție? Păi, deci aici o să vorbesc puțin despre povestea lui Adam și Eva, nu? Eu cred că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și ne iubește atât de mult încât își dorește pentru noi tot binele. Da, dar noi am avut binele, nu așa se spune, că am fost în paradis la început, am trăit în rai. Da, știți cum e, eu nu pot iubire, să răspund de ceea ce au făcut alții, nu? Dar este explicație dată de multe persoane care spun că la început, când, după ce Dumnezeu a creat omul și bineînțeles că omul trăia în rai, în iubire, deci asta înseamnă în rai, era în iubire, dar era inocent. Deci nu avea dezvoltat inteligența. Și el i-a dat drumul. Deci capacitatea înseamnă, cea de a discerne. Da, i-a dat să muște din fruct oprit, deci fructul cunoașterii este. Deci ca să își mărească inteligența. Și l-a trimis pe pământ să treacă prin diferite experiențe ca să crească. Și atunci ce ar trebui să-i mulțumim șarpelui că a împins-o pe Eva să muște de acolo? Asta este simbol, simbolic, nu? Să... Cam ajuns noi în momentul în care putem să discernem, avem libertatea. Da, altfel puteam să fi trăit așa, dar universul nu mai evolua. Universul evoluează și prin noi, nu? Pentru că noi transformăm tot ceea ce este în jurul nostru. Dumnezeu a creat, așa cum ai spus, ne-a creat după chipul și asemănarea sa și putem noi schimba universul nostru. Nu știu, probabil că am fi trăit mult mai fericiți în situația de atunci. Dar universul, cum am spus, nu evolua, evoluează prin noi. Bun, dar acum depinde cui a trebuit la momentul ăla evoluția universului. Păi da, cu universul, deci orice lucru este într-o stare, la început este într-o stare mai rudimentară și după aceea el evoluează. Deci cam asta este și părerea mea, că de asta Dumnezeu ne-a dat mintea, pentru că până atunci, înainte de a mușca din fructul ăsta cunoașterii, noi nu judecam, sau judecam la un nivel foarte... Nu avem capacitatea de a discerne între bine și rău, pentru că nu exista rău. Dar oamenii evoluând au început, ca să-și îmbunătățească viața, să dezvolte tot felul de tehnologii, unele chiar fiind dăunătoare pământului. Păi trebuiau să experimenteze. Da, da, au experimentat asta, dar acum și-au dat seama că au greșit și încearcă să... poate în viitor să schimbe modul ăsta, deci să, și sunt deja multe persoane care au început să-și, adică să fie atenți în interiorul lor, deci să nu mai dezvolte tehnologii exterioare și în felul ăsta dezvoltându-și, deci ajungând la trezire, își dau seama că ei nu mai pot să mai dezvolte asta, ci trebuie să caute vechile capacități care le aveau oamenii, deci să poată comunica prin telepatie, telepatic, da. Să poată să leviteze, să poată să călătorească fără mijloace tehnice. Da, uitați o chestiune care mi-a venit în minte acum când vorbeați noastră. Spuneați de... cum să spunem, de experimentarea răului. De ce de fiecare dată după anumite greșeli luăm decizii mai bune? Sau după anumite probleme pe care le întâmpinăm în viața personală și de familie, ne întoarcem către Dumnezeu? Nu? Da. După anumite pentru probleme... Pentru că suferim de asta, ne schimbăm. Ne și modificăm comportamentul. De ce trebuie să avem probleme? De ce trebuie să experimentăm chestiuni negative ca să putem găsi... Păi pentru că nu știm de la început care este calea. Acum poate știm, dar poate este o cale mai grea. Și nu se spune că strâmtă este calea care duce la împărăția lui Dumnezeu și largă este calea care duce la Perzania, așa se spune. Și atunci înseamnă că drumul ăsta îngust este mai greu, nu? Eu cred că dacă, exact cum am spus de la început, dacă binele ne-ar guverna acțiunile, probabil că viața noastră s-ar modifica și n-am trăit perioade în care să ne fie rău sau greu. Da, uite, încă ceva care demonstrează că putem să schimba evenimente din jurul nostru, și anume rugăciunea colectivă.
Dacă ai auzit că s-au făcut rugăciuni colective și în timpul sau după rugăciunile astea a scăzut infracționalitatea în lume, deci oamenii s-au transformat pentru un anumit timp. Există și o perioadă de meditație, știu, la nivel chiar global. Păi undeva duminică seara fac, la 10:30, da, știu că este o oră, da, în care fiecare care poate, da, poate intra în sfera, da, aceasta și să mediteze chiar la nivel global. Da. Acum în noi nu putem vedea efectele astea, dar se... Dacă Dumnezeu nu a luat decizia ca în, da, 2012 pământul ăsta să, da, se termine, probabil că a fost binevenită, nu? Și efectul a fost pozitiv. În fiecare duminică, în bisericile ortodoxe, în fiecare zi de sărbătoare, da, și în bisericile ortodoxe și cele catolice, sâmbăta în bisericile adventiste, sunt rugăciuni colective. Da. Chiar dacă poate unii spune, mă duc, nu știu, la popă, la dincolo de, trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Eu am trăit anumite experiențe spirituale, fiind în grupuri care se rugau. Deci o experiență am avut-o la Sarmi Seget, Tuza Regia, unde ne-am rugat pentru ploaie. Era o perioadă de secetă. Și după ce am făcut noi rugăciunea, seara a început ploaia. Toată lumea se mira, cum așa... Să nu uităm că, da, Iisus a spus că unde se întâlnesc doi oameni în numele meu, sunt și eu cu ei. Da, și deci acolo eram sute de oameni care... Siguranță, da, cu siguranță, da, folosește. Sau pe rară am făcut o rugăciune pentru pace, pentru armonie, pentru tot să fie bine în lume. Și când am început rugăciunea, deasupra noastră erau niște nori de furtună amenințători, iar în timpul rugăciunii s-a făcut o spărtură deasupra noastră unde ne rugam și era soare deasupra noastră, numai ca un cerc așa deasupra muntelui. În rest totul era așa, ne-a lăsat ploaia să ajungem toți la cabană și după aceea a început ploaia. Ați văzut? Deci exemple trăite. Cu siguranță fiecare, da, dintre noi avem niște mici minuni în viețile noastre, minuni care ne-au făcut să-L descoperim și pe Dumnezeu și să descoperim binele din viața noastră, pentru că, chiar dacă mă repet, în momentul în care nu ești înscris într-o anume biserică, da? Nu faci parte din niciun grup, dar dacă faci bine doar pentru a-L face, fără să aștepți ceva în plus, ca recompensă, cu siguranță Dumnezeu ne va da înzecit. Da, mai voiam să mai spun, sunt multe de discutat pe marginea subiectului, de exemplu despre vindecări, iar alte argumente care vindecările tot din cauza asta se și fac, se produc. Și le putem face, da, și noi. Da, cu ajutorul, da, lui Dumnezeu, da, le putem, da, face, da, pentru că tot Iisus trebuie să avem spunea, credință, nu? Da, acestea și mai mari decât acestea veți putea, doar dacă veți crede în mine, nu? Dar timpul emisiunii s-a sfârșit, da, așa că îți mulțumesc din nou suflet pentru că ai participat. Mulțumesc telespectatorilor pentru atenție și urmați exemplu nostru și faceți, rugați-vă, bine, și faceți bine. Mulțumesc!